Mă numesc Cristian Păsat, sunt din orașul Godeni, am 13 ani. Am început a modela din plastilină 5 ani. Mama a observat că când mâncam, modelam din pâine. Și într-o zi mi-a cumpărat un pachet de plastilină. Apoi l-am terminat pe ceala și mi-a cumpărat încă unul. Și tot așa, până și am strâns o colecție undeva vreo 5.000 de figurine. De mic doream să fiu un jurist sau doctor. Mama dorește mai mult să fiu doctor. Ea spune că asta, plastilina, m-a ajutat mult în asta, ca să fiu un chirurg bun. Colegii mei de clasă cred că este o pasiune minunată și când au aflat că mă duc la Moldova Are Talent, m-au încurajat mult. Vreau să vă arăt, am modelat pentru dumneavoastră, dar deja gata. Dar aici tot vreau să modelez. Ok, hai să le vedem. Eu sunt tare curioasă. Că și eu mai fac asta, dar așa de bine. Wow, ce frumos! Foarte frumos! Eu zic să le vadă și cei de acasă, cumva. Da, sunt foarte, foarte frumoase, sunt foarte mici, ce bănuiesc că e foarte greu să modelez. Azi, la dumneavoastră, am venit să vă modelez o lebădă. Succes! Cristi, eu vreau să spun că eu prima dată văd așa ceva. Cel mai greu am făcut șarpele. El are undeva 1000 și ceva de solți. Și fiecare e lipit. Șarpele ăsta de aici? Da. Fiecare e lipit cu mâna. O mie și ceva de solți. Sunt foarte multe personaje din desene animate, da. Nu? Iubesc să fac din desene animate, dar mai mult din capul meu. Mai bine să primesc. Am înțeles. Ai și imaginația bogată. Dacă doriți încă ceva, eu mai pot să mă modelez la dorința dumneavoastră. Știi ce vreau să te rog? Poți să faci pe Adrian ursul? Din plastelină. Da, să te ajut. Adică faci un urs. Și deja dacă îți place de Adrian, îl faci mai drăguț. Dacă nu îți place, îl faci urât, strașnic, gras. Asta mă stărul mai drăguț. Un urs cu microfon. El pozează. El pozează, da. Să vadă dacă a ieșit frumos. Că dacă nu-i frumos... Adriane, adă tu. Cristi, vină și tu încă. Mai frumos ca Adrian Ursu. Ia să vedem. Da, foarte frumos. Când e vorba de Adrian Ursu, se termină plastelina. Da? Este extraordinar, doamnelor și domnilor. Și cei de acasă. Eu cred că deja... ți-am spus că îmi place ceea ce faci, îmi place că ai mâini atât de dibace și chiar o să te rog să nu te oprești, să continui să faci asta, pentru că o să vezi că într-o zi o să se dezvolte în ceva care probabil că o să te și hrănească și o să te facă și fericit. Eu cel puțin vreau să te mai văd aici, în acest show. De-aia eu îți spun da. Și eu spun da. Și eu, dragul meu, fără nicio ezitare, îți spun tot da. Mulțumesc! La revedere!